Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. În această seară, invitatul din studioul este Olga Cârstea, medic pediatru, doctor în medicină, asistent universitar. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Pentru că e vară și temperaturile înalte și-au intrat deja în normalitate, vorbim astăzi despre sănătatea copiilor în perioada de vară. Și multe aspecte ce interesează mămicile și multe întrebări care ar fi adresat ele însăși aflându-se în fața medicului pediatru în cabinet. Le oferim așa o posibilitate de a ne asculta în direct la televizor. Cu mare drag! Da. Vreau să zic că o sumedenie de situații confuze apar la mămici atunci când, în perioada de vară, familia vrea să meargă la odihnă, dar nu știe dacă e bine sau nu, de la o vârstă sau alta, să o facă. Expune copilului la unele riscuri sau nu, ce trebuie să aibă în trusa sa medicală și dacă această plecare îi favorizează dezvoltarea copilului și a imunității sau, din contra, îi creează o stare de, eu știu, de îmbolnăviri suplimentare sau, în cazul când se expun unor riscuri. Spuneți-ne, vă rog, la mare, să zicem, la munte, la bazine, de la ce vârstă copilul poate să meargă și dacă este recomandat să meargă, ce trebuie să știe o mămică? Copilașul poate să meargă la bazine acvatice, fie un bazin sau chiar și la mare sau la munte, poate să meargă și de la vârsta cea mai mică, doar că părinții trebuie să aibă grijă de sănătatea lui, să-l protejeze de diferite riscuri și pericole, de temperaturi foarte înalte, de infecții, de contact cu persoane bolnave sau multe alte pericole care se pot întâmpla. Dar un părinte care cunoaște ce pericole poate fi și știe cum să le prevină, deci fără probleme poate să călătorească cu copilașul în diferite localități. Desigur, fiindcă schimbarea anturajului este de fapt un stimul pentru dezvoltarea copilului, el cunoaște locuri noi, el cunoaște diferite, deci, știu, el cunoaște lumea. Dar știu că pe timpuri se vorbea și medicii spuneau că până la 3 ani nu trebuie să ieșim deloc din casă. Sau dacă o facem, bine, din casă, din anturajul obișnuit al copilului, este vorba despre familie, curte, magazin, mai departe, să zburăm cu avionul, să ne deplasăm cu mașina la kilometri mai mulți, la sute mii de kilometri. Că asta ar face ca imunitatea copilului să nu se dezvolte bine și ne-ar avea mai multe riscuri. De exemplu, la mare, în străinătate, într-o țară alta decât România, cu zbor cu avionul. Îl băgăm în apa cu clor sau mergem la plaja aceea comună. Aici, ce trebuie să facem? Avem unguente, avem creme aceste anti-soare. Cum le protejăm? Protecția solară, cum le întrebuințăm? Bine, în primul rând, primii 3 ani de viață, într-adevăr, sunt cruciali pentru dezvoltarea copilului și deci mereu trebuie să fim vigilenți în privința sănătății copilului pentru a nu permite ca el să se îmbolnăvească. Dar, în primul rând, ar fi vaccinarea. Deci copilul, dacă părinții doresc să călătorească, ei pot să călătorească în orice țară unde este posibil să meargă cu copilul, dar copilul trebuie să fie deplin vaccinat în conformitate cu prevederile țării din care pleacă. Să zicem, deci, la noi în țară, în funcție de calendarul național de vaccinări. Există și vaccinări suplimentare. De exemplu, după 2 ani de zile, există vaccin împotriva hepatitei A, sau așa numitele gălbineri, da? Cum se spune în popor, care se transmite pe cale fecal-orală, deci copilul se poate contamina fie cu produsele care au fost spălate cu apă contaminată cu virusul hepatitei A sau cu mânuțile murdare, da? Deci, sau adică fructe, legume spălate insuficient. Deci din mediu, în special în țările cu climat foarte cald. Țările Asiei, țările, eu știu, aceeași Turcia, da? Sau țările cu climat foarte cald. Deci, după 2 ani de zile, copiii pot fi vaccinați de această boală, hepatita, și atunci, respectiv, vor fi protejați. Deci, prima regulă pentru părinți care doresc să călătorească copiii lor, ca copilul să fie vaccinat maximal și adecvat vârstei. A doua regulă este, desigur, regulile normale de igienă. Orice care părinte, orice care adult
conștient și responsabil, el când merge în călătorie, el își dă seama că el trebuie să-și spele frecvent mâinile după ce merge la baie, da? El trebuie să spele bine fructele și legumele, el nu trebuie să le cumpere din locuri care nu sunt licențiate, din stradă, să zicem, da? De la vânzători cu tarabe, el trebuie să le cumpere de la un market care sunt absolut peste tot disponibile, deci, adică produsele alimentare să fie cu un certificat de calitate. Apa consumată. Evident că apa, în special în țările cu climat cald, cea consumată ea trebuie să fie apa îmbutilată. Deoarece este filtrată, ea este protejată de infecții. Deci evităm consumul apei din robinete, fântâni, robinete, din stradă, eu știu, izvoare și mai departe, da? Exclus special izvoare, în perioada, pentru că ar putea să aibă ceva bacterii. Da, exact. În special în perioada caldă a anului. Și chiar dacă nu este posibil să fie apă îmbutelată, atunci trebuie să fie fiartă bine apa cea de la robinet, da? După care copilul poate să o consume. Dacă vorbim despre alte reguli la aceeași plajă mare și mai departe, deci bine, produsele, ați spus că posibil părinții să călătorească în țările cu cultură diferită, da? Inclusiv și cultura alimentară. În această situație, desigur, este foarte recomandabil ca să nu fie schimbat esențial raționul alimentar a copilului. Și asta nu este atât de dificil. Dacă copilul este obișnuit să mănânce cărniță, da, sau lactate, fructe, legume, deci în primul rând fructele, legumele trebuie să fie prelucrate termic, mai puțin fructe, legume proaspete. Dacă sunt proaspete, trebuie să fie foarte bine spălate sau chiar opărite cu apă fierbinte, clocotite, ca să micșorăm riscul a infectării. Dar mai bine ele să fie totuși prelucrate termic, adică fierte, coapte. Așa, cărnița, evident, trebuie să fie fără specii, da? Fără condimente foarte intense, așa, pentru a nu provoca o iritație gastrică. Evident că trebuie să fie foarte bine prelucrat termic alimentația, produsul alimentar și... Deci nu mâncăm la cafenele și să nu le dăm, da, din farfurile noastre. Mai puțin, da, din farfurile noastre cu atât mai mult. Desigur că vă dați seama că atunci când părinții aleg un hotel, evident că ei trebuie să se intereseze de condițiile hotelierii și dacă hotelul este adaptat familiilor cu copii. Fiind în ziua de astăzi, serviciile hotelierii sunt foarte bine dezvoltate și atunci părinții grijulii își pot alege un hotel care oferă facilități familiilor care au copii, în special copii de vârstă mică. Dar ce ar trebui să aibă mămică în trusa medicală înainte de a merge la mare? În trusa medicală, desigur, în primul și în primul rând, bine, mămica în primul rând trebuie să cunoască că nu trebuie copilul expus la soare, la razele directe ale soarelui după orele 11-12, da, maxim până la 11, sau deja când după amiază, atunci după orele 6 este bine ca copilul să fie pe plajă, da, sau să zicem la bazin. Și cât timp? O oră e deja până la 3 ani, de deja exemplu. Este, poate să fie și o oră și o oră jumate, deci nu este o limită, deoarece puterea soarelui deja este mai mică. Dar, desigur, chiar dacă cu cât este mai mic copilul, cu atât trebuie de folosit mai multă cremă, deci cu factor de protecție solar. Mai înalt. Deci mai înalt, fiindcă pielea este foarte gingășă, foarte sensibilă și expusă riscului de arsuri solare. Copiii mici de la, să zicem, o lună și până la 3 ani suportă foarte greu arsurile astea solare. Orice cine suportă greu arsurile solare, chiar și un adult suportă greu. Deci adulții trebuie să fie responsabili în primul rând de sănătatea copiilor, dar și de sănătatea lor. Fiindcă un adult cu arsuri și care se simte rău, cum el mai poate să aibă grijă de copilul lor? Deci adulții când merg, deci părinții care merg cu copiii la odihnă, trebuie să fie grijuliți și de sănătatea lor. Dacă vorbim despre efectele adverse ale soarelui, da, excesul de soare, ele pot fi diferite ca intensitate. Cel mai ușor pot fi niște insolații care se manifestă cu crampe, adică așa numiți cârcei. Deci aceste crampe apar în special când este un efort. Copilul aleargă mult în soare, fiind supraîncălzit, el pierde lichid și pierde seruri. Și din cauza acestor pierderi de lichid din organism și seruri, prin transpirație intensă și fiind prea deci îmbrăcat neadecvat, da? Sau aflându-se prea mult în soare la o temperatură foarte înaltă a mediului, el pierde și acest lichid și seru și apar aceste crampe. Care ar fi ajutorul? Deci ele nu sunt foarte grave, dar totuși asta poate cauza un disconfort copilului și în această situație copilul trebuie luat la un loc răcoros, da? Să nu fie expus la soare și să se ofere mult lichid de temperatura camerei, să consume așa, deci trebuie să fie răcit. O formă mai grea deja sunt insolațiile care se pot manifesta
cu creșterea chiar a temperaturii interne a corpului. Și ea poate crește destul de semnificativ, poate fi 38 și 39 de grade, dar nu depășește, da, de la o insolație, dar nu depășește 40 de grade a corpului, temperatura corpului, fiind măsurată, deci de obicei în fosa axilară. În această situație copilul poate avea și grețuri, vome. Asta se poate manifesta la diferite vârste. Poate fi neliniștit, poate avea cefalee, deci dureri de cap, poate plânge, poate fi foarte iritabil, sau chiar poate avea amețele, adică de reglări de conștiință, de cunoștință. Și în această situație, la fel, copilul trebuie plasat într-un loc racoros, ferit de soare, să-i se ofere lichide dacă el poate să bea. Dacă el este prea amețit, nu poate să bea, nu trebuie de oferit lichide, deoarece el poate să vomite și poate să aspire acest lichid. De ce? În primul rând, trebuie de identificat acea unitate de asistență medicală de urgență, care există și în hotele, da, există și în hotele și există și în localitățile apropiate hotelelor. Cea mai situație, cea mai gravă situație este șocul hipertermic. Șocul hipertermic este o situație când se poate întâmpla nu doar la mare, dar se poate întâmpla atunci când copilul este uitat în mașină. Dumneavoastră ați auzit de cazurile tale atunci când copiii sunt uitați. Din ce cauză? Tragic. Deoarece la o temperatură mediului de 33 de grade, da? Timp de 20 de minute, doar în 20 de minute, de puțin, temperatura în mașină ajunge la 50 de grade. Deci vă dați seama că la 50 de grade copilul se sufocă. Deci fiind închis în automobil, el crește frecvența cardiacă, crește respirația, deci, pierde lichide. Deci acum mămicile și tăticii, familiile cu copii mici trebuie să atragă o atenție sporită atunci când sunt cu copii în mașină, în scaunelul acesta, când pleacă la cumpărături, da, și lasă pe 5 minute să zice să-l lase în mașină. Da. Este categoric. 20 categoric de minute interzis. Trec foarte repede. Da, categoric este interzis. Deci la copil în această situație temperatura corpului rapid crește peste 40 de grade, putem să spunem, fierbe creierul. Sigur că în aceste situații pot fi deci leziuni deja a celulelor nervoase și el poate deceda, din păcate. Deci imediat în această situație el trebuie dus la o unitate de medicină urgentă. Sau cine vede așa ceva ar trebui să alerteze poliția și semnalizeze imediat să fie deschis automobilul unde este ținut copilul. Exact. Ce veți spune vis-a-vis de apa aceasta clorată? Ea dăunează copiilor mici cu mult, pentru că multe mămici, am văzut și acum, postează pe rețelele de socializare că stau la bazine și îi scaldă în apa aceasta. Bazinele din periferia orașului, chiar și din Chișinău, zonele de agrement. Din cât eu cunosc, acum puține bazine folosesc apă clorată, deci clorul ca dezinfectant. Uh-huh. Deci cunosc că, în general, sunt niște remedii dezinfectante contemporane, disponibile. Dar nu dăunează pielii copilului. Care nu dăunează pielii și nu au mirosul acesta strident, nu cauzează parsuri sau alt disconfort din cauza inhalării acestor vapori. Deci acum n-aș spune că situația este atât de periculoasă în privința clorării apă. Deci, nu ne deci părinții grijulii, cum să zic, că înțelegeți, uneori serviciile, da, poate fi un bazin mai scump, da? Dar asta presupune și servicii de calitate mai înaltă. Deci aș opta pentru servicii înalt calitative pentru părinții care doresc să se odihnească împreună cu copiilor. Acum, dacă copilul încă nu a trecut de etapa diversificării și bea doar lapte, ceea ce se recomandă și de medicii pediatri internaționali mondiali din Europa, trebuie sau nu pe timp de vară să-i dăm apă suplimentar alăptării? Da. Până la 6 luni. Până la 6 luni se consideră că laptele matern este suficient. Chiar în caniculă. Da, chiar în caniculă. Da. Dar este important ca mama să se hidrateze foarte bine. Deci mama trebuie să bea mult lichid în cazul în care... Da, și să-i oferi mai des în copilul. Când dorește, în special la când el este neliniștit. Da, la cerere. Fiindcă copilul când are un careva disconfort, inclusiv cauzat de deshidratare, el desigur că poate fi mai neliniștit, da? Și atunci mama să-i oferi sân. Acum, o altă situație care apare în caniculă este vorba de aerul condiționat. Ce facem atunci când se abuzează cu acest aer? Se face foarte rece în casă și după aceea ieșim afară sau în mașini se include aerul condiționat? Aici riscurile sunt de îmbolnăvire, de răcire? Cum să vă spun? Deci eu aș răspunde foarte scurt. Schimbați filtrele în primul rând, da? Aveți grijă de filtre, fiindcă bacteriile se acumulează numai în filtrele de la aparatele de aer condiționat. Iar având în vedere că toată lumea
supraviețuiești foarte bine cu aer condiționat, doar că având grijă să schimbi filtrele. Deci, în primul rând, avem grijă ca aerul cel care ies din aparat să fie curat. Într-al doilea rând, temperatura, dacă vorbim de ar trebui, al doilea moment, ar trebui să avem un termometru de perete, da? Ca să vedem temperatura camerei. Dar, în general, pentru copii de vârstă mică, temperatura perfectă este 20-21 de grade. Chiar și în camera unde ei dorm, nimai vorbit, în camera unde ei sunt activi, se joacă, aleargă, da? Fiindcă copiii foarte repede se supraîncălzesc. Deci, să fim sinceri. Cine din familiile noastre vara au 20 de grade în odaie? Deși aceasta este temperatura perfectă pentru un copil să simtă bine, fiindcă metabolismul energetic este mult mai intens la copii și pentru ei temperatura, ei se supraîncălzesc repede și din cauza că țesutul adipos este încă slab dezvoltat, ei foarte repede, deci fiind în mai multe haine, da, deci repede se dereglează procesul de cedare a căldurii de către organism și ei se supraîncălzesc. Deci ce să mai vorbim de căciuliță sau așa, gen, da? Deci noi avem tradițiile acestea, da, încă de a îmbodoli copiii și când e rece și când e cald și, Doamne ferește, ne suflă în curent. Da. Deci acestea sunt niște... Tradițional în curent. Da, tradițional în curent. Păi să zic, înțelegeți, uitați-vă, dacă într-un automobil, dacă sunt închise geamurile, ușile, în 20 minute se ridică temperatura la 50 de grade mediului, ce să zicem de cele rutiere unde mama merge cu un copilaș mic și închide toate geamurile, da? Toate absolut sursele de aer, nu cumva să-l sufle curentul. Deci este o practică absolut incorrectă, absolut nefondată, da? Neargumentată. Deci, de fapt, copilul este lipsit de aer proaspăt. Deci, în Moldova, boala aceasta, curentul, ea nu trebuie să fie atât de sperioasă. Este absolut incorrect această concepție, absolut. Deci, de fapt, aerul acesta care circulă, el în primul rând și mai împrăște un picșor bacterii pe care nu fiecare din acea rutieră, deci, le expiră, da? Deci, respectiv, aerul este vital, esențial pentru copilul acela. Dacă ar fi fost transport cu aer condiționat, cu o temperatură cât de cât constant, nu e problemă, e bine. Dar noi nu avem așa facilități de transport public, respectiv. Soluția ar fi ca să se deschidă. Soluția ar fi să se deschidă. Deci, fiindcă supraîncălzirea este și mai dăunătoare copilului. A doilea moment ar fi că cu aerul acesta care intră prin geamuri, deci copilul nu se îmbolnăvește. Copilul se îmbolnăvește atunci când el este purtător de bacterii agresive, potențial agresive. Portajul acesta este în nazofaringe, adică în cavitatea nazală, în cavitatea bucală. Acest portaj este posibil atunci când, iarăși revin, copilul nu este vaccinat atunci când el trebuie să fie vaccinat. Deci, evident că vaccinarea formează scutul acesta imun de anticorp protectiv, care preîntâmpină portajul de bacterii agresive. Dacă copilul nu este vaccinat la timp, dacă nu are acești anticorpi protectivi, deci el în nazofaringe, în cavitate nazală, bucală, are o grămadă de bacterii dăunătoare. Și nefiind călit și adaptat, deci la schimbări de temperatură ale mediului, evident că se dereglează tonusul vaselor, circulația sangvină, iar în sânge avem celule imune care luptă și aceste bacterii foarte fericit încep să se dezvolte și copilul face faringite, otite și așa mai departe. Deci, cheia succesului ar fi nu închiderea geamurilor, dar vaccinarea copilului, preîntâmpinarea îmbodolirii lui sau îmbrăcarea adecvată temperaturii și mai ușor ca el să nu se supraîncălzească, da? Și deci prevenirea portajului acesta de bacterii patogene, adică sanarea, deci să nu avem noi copii cu carii dentare, așa, dar și adulții să aibă grijă de sănătatea lor, inclusiv bucală. Da, acum aveți dreptate. Acum au apărut foarte dese cazuri când copiii până la 6 ani au probleme mari cu dinții. Desigur. Carie și au... Serviciile profilactice acum sunt foarte defectuoase. Deci este necesar un accent foarte mare asupra stomatologiei preventive. Deci avem un deficit de stomatologi care să se ocupe de profilaxia proceselor patologice la copii. Dar la ce vârstă copilul trebuie să-l ducem? Bine, pe la vreo 2 ani ei deja au gurița practic plină cu dinți. Trebuie deja să mergem să-l arătăm unui stomatolog? Din primul an de viață. Din primul an. Deci la un an de zile deja copilul trebuie să meargă la stomatolog. Când faci un an de zile, trebuie să meargă profilactic ca să fie văzut de stomatolog. Dar întrebați-mă, vă rog, de la ce vârstă copilul trebuie să se curiți dinții? De la ce vârstă îi se curăță dinții? De când ei apar. Deci din primii 2-3 dinți? Deci de la 6-7 luni, de la primii 2 dinți, da, trebuie curățiți.
Și atunci, de ce trebuie pentru aceasta? Trebuie să mergi la farmacie și să iai periuțe speciale pentru vârsta copilului. Evident că primele periuțe, ele nici nu au firișori. Da, sunt niște, ca niște bastonașe de gumă. Dar cu aceste bastonașe de gumă deja trebuie în fiecare zi de curățit acei unul dinșor, doi dinșori a copilașului sau trei sau patru. Fiindcă copilul mănâncă, după 6 luni când apar dinții deja, îi se face diversificare, rămân resturi de produse alimentare, fermentează, bacterii, ele toate sunt. Mai sunt tetinile acestea, da, suzetele și așa mai departe. Evident că trebuie deja igiena dinților începe de când apar dinții. Da, apropo, ați vorbit acum de suzete. Am văzut păreri diferite, împărțite a mămicilor, care consideră că este necesar suzeta, alții practic nu o utilizează deloc. Eu, de exemplu, nici nu am cumpărat-o și noi am trecut foarte bine fără suzetă. Alți părinți îi văd până la grădiniță, până la 2-3 ani, la creșă, vin cu suzetele. Aici trebuie să... Este vreun risc în articulație, în formarea cavității bucale după folosirea suzetei excesivă? Înțelegeți cum noțiunea de excesivă aici un pic e relativă, da? Fiindcă, de fapt, suzeta, cum zic în engleză, e pacifier. Adică, deci e practic liniștește copilul. Este pe... are rol de a liniște. Pe de eu la teren de joacă văd câte 2 ore este cu ea în gură, da. O fetiță. Deci devine obișnuință, să zicem așa. Înțelegeți cum dacă în primul an de viață părinții obișnuiesc copilul cu suzeta, chiar de fapt nu prea se recomandă brusc de o, deci de o lua de la copil, da? Deoarece asta poate provoca deranj, disconfort al copilului, fiindcă el se obișnuiește să se liniștească cu această suzetă. Riscuri pentru dentiție nu sunt în ziua de astăzi, fiindcă suzetele sunt produse prin tehnologii speciale, cu studii destul de bune asupra formării dentiției. Așa, ele sunt, forma lor vorbit și despre forma, materialul, da, din, da, care, da, materialul, sunt, adică ele sunt foarte bine, sunt calitative în ziua de astăzi. De ce nu provoacă deci probleme? Dacă copilul se obișnuiește cu suzeta ca liniștire, se permite, nu este o contraindicație. E alegerea părinților, da? Da, e alegerea părinților. Folosească sau nu. Dar fără ea tot nu... Nu e problemă. Îți alegi o altă liniștire a copilului. O altă problemă în perioada aceasta de vară, mai ales începutul verii, sunt insectele. Înțepăturile de țânțari, aceste insecte, căpușele care provoacă isterii la mămici. Spuneți-ne, pentru că o înțepătură de țânțar, apropo, provoacă alergie și umflături. Cum aici trebuie să ne protejăm și cât de des trebuie să folosim aceste unguente după o înțepătură, pentru că ele au și hormoni, au elemente hormonale sau nu au deloc. Depinde, în farmacie, dacă îți propune, imediat se spune. Fiți atentă că acestea au hormoni, dar acolo scrie că până după 2 ani puteți să o utilizați. Da. Nu, deci nu toate unguentele trebuie, deci aș spune în primul rând, după înțepături de insecte, nu este necesar să folosim un unguent care conține hormoni. Deci unguentele care conțin doze mici de hormoni, ele sunt indicate pentru niște dermatite mai de durată, mai intense, mai, să zicem așa, cu tendință de cronicizare. Deci în alte situații. Alergie insectică, ea se întâlnește la copii și se manifestă prin niște umflături, înroșirea pielii în jurul zonei, în jurul înțepăturii, poate să fie până la 1 cm, chiar până la 2, uneori unele părțile corpului chiar poate fi un pic înfricoșător pentru părinți. În principiu, dacă nu se edematează, să zicem, toată fața, ochii, urechile, da, buzele, limba, nu este problemă. Da? Deci, local se pot folosi unguente care conțin antihistaminice. Deci toți cunosc același difenhidramina sau dimedron, da? Deci există unguente care conțin această substanță sau unguente care conțin fenistil, un alt antihistaminic. Ele nu conțin, deci în afară de aceste antihistaminice, aceste unguente nu conțin nimic și pot fi folosite la necesitate. Dar fără care privind mușcătura, mai sunt un fel de ulei? Repelente. Există repelente. Deci repelentele, ele pot fi folosite, desigur, pe... Întotdeauna să citim posologia pe cutiuță sau pe flacon, dacă repelentul poate fi folosit la copil de vârstă respectivă, producătorul este obligat să scrie acest lucru. Și al doilea, încercăm pe o zonă mică. Și dacă copilul nu face alergie la repelent, el poate fi folosit în funcție de recomandările producătorului. Să zicem, scrie pe flacon o dată sau de 2 ori sau de 3 ori, deci în funcție de dozele admisibile.
Da, aceste capsule care sunt utilizate în priză pe noapte sunt dăunătoare pentru copii? Dacă ele sunt utilizate, știți cum, cu poate niște plase care permit accesul la aer curat, da? Adică regulația aerisește odaia copilului, probabil nu sunt. Ele pot fi folosite pe o perioadă scurtă până când sunt distruse aceste insecte. După care, pe noapte, nu ar fi bine să o lași pe toată noaptea. Chiar nici nu este necesar. Acum, ce facem în momentul în care am văzut o căpușă la un copil până la 3 ani? Mergem la medic sau ne luăm riscul ca să o extragem singuri de sinistătătoare? De multe ori extragerea aceasta de sinistătoare poate fi încununată fără de succes, dar să fie fără succes, și de ce e mai bine de mers la o instituție medicală. Pentru că chiar recent, o săptămână în urmă, am văzut o mămică, a avut un drum foarte lung până a ajuns, pare mi se, la Ignatenco să-l scoată, că în celelalte locuri i-au refuzat să fie extras căpușa. La noi este o problemă cu medicii, le e frică să extragă sau de ce? Sincer, nu știu, n-aș putea să vă explic din ce cauză ea a parcurs o cale atât de lungă. În principiu sunt foarte multe modalități de a extrage această căpușă. Probabil că totuși au direcționat-o la o instituție medicală, unde este și alergolog în această instituție și este și pediatru, nu doar, să zicem, chirurgul care extrage această căpușă, pentru a avea o îngrijire mai complexă. Am înțeles, dar probabil aici e frica să nu fie complicații, da. Complicații insecta și de aceea medicii se... Da, da, să fie supravegheat un pic copilul, să fie văzut zona aceasta, da. Am înțeles. Și tot pe perioada de vară, nu știu din ce cauză, foarte des apar anghinele și virozele astea. Dacă mult mai des decât o dată pe lună se întâmplă lucrul acesta, este alarmant deja? Mamica trebuie să adreseze, să dea o analiză de sânge, să vadă care este focarul și ce microb provoacă această anghină sau... Faringit. Faringită, deci, da. Noi, în popor se spune are angină. Da. Deci, vedeți care este situația. Situația aici este de așa natură că, de fapt, 9 din 10 cazuri sunt cauzate de virusuri. Da? Sunt provocate de virusuri. Iar virusurile se transmit la o persoană bolnavă la una sănătoasă. Și virusurile nu dorm pe timpul verii, da? Sau în perioada caldă anului, doar că se întâlnesc mai rar. De ce virozile se transmit mai rar? Deoarece multe virusuri nu sunt atât de active în perioada de vară, fiindcă razele solare sunt un factor, razele ultraviolete din razele solare, deci este un factor care distruge virusurile, temperaturile calde, adică mai multe virusuri nu sunt active. Dar oricum se pot transmite de la o persoană bolnavă care face viroză la una sănătoasă. Și atunci, dacă un copil face viroze, părinții în primul rând trebuie să se întrebe care este cauza. Înseamnă că el a contactat cu cineva care face viroză. Și o regulă universală pentru toți copiii, pentru toți părinții cu copii de vârstă mică, ar fi să limiteze contactul copilului mic cu alți copii sau alți adulți care au semne de viroză. Ce ar însemna aceasta? Hai să nu mergem în ospiții dacă știm că acolo este un copil care are febră sau eliminări nazale sau tușește. Da? Apropo, care se simte rău. După ce mămica a observat că nu mai are deja semne de viroză, cât timp trebuie să mai treacă până nu este contagios el? 3 zile de temperatură normală. Deci 3 zile de temperatură normală a corpului, copilul încă este contagios. Așa. Deci abia după 3 zile de temperatură normală, el deja poate să meargă în colectiv sau să contacteze cu alți copii. Și aici ar fi altă problemă, că părinții care duc la grădiniță copiii care încă au febră sau abia numai ce s-a terminat, da? Iată, ei sunt de vină că copiii lor transmit virusul altor copii și după care jumate de grupă deja se îmbolnăvește, fiindcă sursa este copilul bolnav. Deci nu geamurile deschise pentru aerisire, careva facilități, da, la grădiniță, dar copiii bolnavi aduși și lăsați în colectivitate. Deci e responsabilitatea mămicii. Când mama dimineața se trezește, vede, simte, noaptea a dormit, n-a dormit, s-a vârcolit, nu s-a vârcolit, a avut febră sau nu a avut febră. Stimate mămici, eu am copil la grădiniță. De 2 ori deja am pățit în această primăvară și vară, îmi duc copilul sănătos și îl iau seara cu semne de viroză, începutul virozei. Nu vă duceți copilul la grădiniță în cazul în care vedeți că el este deja cu febră și cu primele simptome de viroză.
Exact. Vă rog tare mult. Desigur, pot fi situații bine, nu știu, lucrează și ea și soțul, nu, dar totuși o zi, două, poate să găsească o rudă sau o prietenă sau cineva care să aibă grijă de acest copil și el să nu meargă în colectivitate. Fiindcă așa se transmite. Și exact așa același copil nu mai se va însănătoși și el va lua viroză de la alt copil care va fi adus de altă mămică în perioada sau de incubație, adică imediat prin mărgătoare simptomilor, ăsta poate fi 6, 20, de la 6 până la 24 de ore în funcție de virus, sau numai, sau chiar în perioada când are febră. Deci mamele dimineața, așa cum s-ar spune, se facă, nu știu că el are febră, dar el deja a avut febră, poate seara, poate noaptea, lasă și el acolo face un 38-39, dar la noi nu este posibil de izolat copiii aceștia, adică educatoarele și mai departe, nu sunt facilități în grădiniță ca să izoleze acest copil. Stați un pic, de aici apare o altă problemă. Fiecare grădiniță sau creșă obligatoriu trebuie să aibă asistent medical. Iar asistent medical, și dacă verifică sănătatea. Verifică sănătatea. Și dacă a văzut, el trebuie să sune părintele și să preia copilul, nu? Nu, cum să vă spun. În mod așa ar trebui să fie, dar de multe ori se întâmplă că asistentul medical lipsește? Nu. Se întâmplă așa că părinții cumva totuși își fac planul pe toată ziua și după care vin după copilul bolnav. Așa tot se poate întâmpla. Dar e obligatoriu ca fiecare instituție preșcolară să aibă asistent medical? În mod normal, fiecare instituție este supravegheat, deci în zona de supraveghere a unui medic de familie, asistentei medicale. Desigur, nu zic că poate să fie probleme cu, deci avem un mare deficit de forță de muncă în asistență medicală primară. Deci să vă spun exact cifre, care e situația reală cu grădinițele și acoperirea cu asistenți medicali, din păcate nu am aceste cifre, dar noi avem deficit de lucrători medicali în sectorul primar. Da, un părinte dintr-o grădiniță privată ar trebui să ceară obligatoriu prezența, vorbesc de, aici fac pauză, grădiniță privată, să ceară prezența unui medic sau asistente medicale în instituție? În funcție ce scrie în contract. A, să iarăși. Citim bine contractul, da? E grădiniță privată. Am înțeles. Bine, și tot în perioada de vară, mămicile iese foarte des în weekend, iese în parc, în zonele de agrement a copilor și observ că foarte des și iau mâncarea cu ele, ca să nu își mai facă drum spre casă. Cât de igienic și cât de bine este să hrănești copilul în parc și cât de bine poți să te protejezi ca să nu ai mâinile murdare și copilul să nu se infecteze de o enteroviroză sau nu știu ce. Da. Deci, în primul rând, bine, sunt trei reguli de bază. Prima regulă este geanta în care ea și ia produsele alimentare trebuie să fie termoizolantă. Adică asta ar însemna că produsele nu sunt în pungă expuse la soare, da, state câteva ore sub razele directe de soare, după care ea oferă copilul acel iaurt, da, sau brânzică. Deci trebuie să fie geantă termoizolantă. A doua, ea trebuie să aibă deci elementar niște șervețele, da, umide, dezinfectante, igienice, cu care să-și șteargă mâinile ea la început, după care copilul, după care eventual încă ceva acolo, eu știu, geantă, deci se facă curat, da, să zicem, înainte de a-l hrăni. Așa. Pentru că el a pus mâna pe atâtea obiecte pe un parc și în teren și acolo, da, sunt și evident, animale de domestici, de companie și... Desigur. Și a treia regulă este ca produsele alimentare să fie prelucrate termic. Adică mai bine totuși să nu luăm produse ușor alterabile, dar să fie ceva, eu știu, o gustare, de exemplu, poate să fie, eu știu, un măr copt sau ceva care este prelucrat termic. Da? Care să-i potolească foamea copilului pe moment, deci să nu întrerupă activitatea, dar totuși nu chiar dimineața până seara este în parc acest copil. Deci, desigur că dacă atunci când este ora mesii, ea trebuie să revină acasă cu copilul și să-l hrănească în condiții corespunzătoare. Și încă o întrebare care deja eu mi-o pun de fiecare dată când merg la terenurile de joacă, dobogane sau în centrele de agrement, avem o sumedenie de zone special amenajate pentru copii și mămicile își lasă acolo copiii, bine, de la 3 ani în sus singuri până la 3 ani cu un părinte. Aceste, cine îi verifică și dacă are o mămică încredere că aceste zone sunt dezinfectate și sunt tratate cu substanțe speciale pentru a omorî toți microbii? Pentru că deseori aud la mămici că am fost într-o X zonă de agrement și după aia am înhățat câte ceva. Sunt ele aceste zone purtătoare de bacterii și infecții? Și putem noi să vă spun aceste... să întrebăm, avem noi dreptul administratorul să întrebăm, a fost curățat, a fost dezinfectat odată în săptămână acele topogane, acele
jocuri diverse, jucării. Deci jucării, bine, probabil că noi avem dreptul să-i cerem un careva regulament, fiindcă toți prestatorii de asemenea servicii trebuie să aibă licență. Da? Ei trebuie să fie licențiați sau cumva să li se ofere această posibilitate de a oferi astfel de servicii. Deci înseamnă că ar exista un careva regulament care poate fi solicitat probabil de părinții grijulii. Totodată aș spune că poate nu atât topoganul acela, da, pe care deci știu de care pe care se joacă copilul, dar obiecte chiar mai mărunte care intră pe gurița lui, da, cu mânuțele murdare, deci jucării luate de la alți copii, iată acestea mai des transmit infecția, fiindcă infecțiile unde se conțin ele? Da, se conțin un pic și în sol și poate nu știu, petricele și așa mai departe, dar mai mult infecția se transmite, am zis, de la persoana bolnavă la persoana sănătoasă. La persoana bolnavă se elimină prin salivă, secreții nazale, da? Deci, respectiv, obiectele pe care nimerește saliva și secreții nazale a unui copil care recent a făcut viroză și încă elimină acest virus, da? Cu jucărie ce e luată de alt copil și băgat în gură, deoarece așa copiii cunosc lumea, da? Iată așa se transmite infecția. Deci spre seara deci, sau în dimineața când se deschid ele, ele ar trebui toate să fie dezinfectate. Jucările, da, dar unii copii vin cu alor jucării. Adică, înțelegeți cum eu aș spune că mai degrabă copilul nu trebuie lăsat fără supraveghere. Să aibă jucările lui și mama, dacă observă că el ia jucările altui copil, să ia jucării ca și să-i returneze altui copil pentru a preveni această transmitere eventuală a infecției. Deci eu aș pune accent pe grija și supravegherea mamelor. Deci foarte mare accent. Deci mamele nu merg la joc cu copiii pentru a sta la vorbă, da, între ele și având cumva iluzia că cineva are grijă de copiii lor. Nu, ele trebuie să fie cu ochii. Fiecare mamă să fie cu ochii pe copilul propriu. Și atunci se va preveni și accidentele, și traumatismele, și infectarea și multe alte evenimente neplăcute. Am aici o întrebare de la o mămică. Varicela și persoanele purtătoare. Dacă copilul a inhalat varicela, mama poate fi purtătoare de varicela? Deci, în primul rând, varicela este o infecție virală. Ea se transmite, da, prin aer. Deci, se transmite pe aer. Este un virus care este foarte volatil și, de obicei, în colectivități el se transmite. Da? Grădiniți, acolo unde spațiile sunt mai închise, da? Și cu aerul acesta, concentrație de virus, da? din vezicule acestea de la copilul bolnav, nimerește virusul în aer și, așa, este contactat de alți copii. Dar marea majoritate a populației suportă această infecție în copilărie, fiindcă este foarte contagioasă și începând cu vârsta la care copilul merge în colectivitate, da, se contactează. Și virusul acesta este totodată destul de agresiv și el formează imunitate practic pe viață la marea majoritate a populației adulte. Deci, să zicem că mămicile sunt purtătoare de virus, eu nu știu ce subînțelege această mămică. Deci mama, poate dacă se duce fără copil, poate să transmită această, probabil ea... Dacă ea face această infecție, în cazul în care ea nu a făcut-o în copilărie și o face la vârsta de adult, ea poate să o transmită la toți cei care contactează. În cazul în care copilul ei este bolnav și ea merge în ospeție la cineva. Ea îl transmite? Pe haină sau transmite? Da. Nu, da? Copilul ei, chiar dacă este bolnav, ea alt copil. Nu. Deci se transmite de la persoana bolnavă care se află în contact nemijlocit cu alte persoane în jur. Am înțeles. Așa. Când începe diversificarea și avem aceste canicule, călduri insuportabile de 30, 32, 35 de grade, meniul copilului suportă careva schimbări sau menținem după gusturile lui, ne axăm după ce-i place lui sau nu? Nu, noi ne axăm în primul rând după ceea ce el trebuie să primească. Deci diversificarea alimentației începe la copii după 6 luni de zile. Deoarece după 6 luni alimentația lăsând, deja alimentul, deci laptele matern, el nu suplinește toate necesitățile nutritive ale copilului. Această diversificare începe prin introducerea alimentelor solide, da? Care sunt din 7 grupe de bază de alimente. Aceste grupe includ și cerealele, carnea, ouăle, lactatele, rădăcinoasele, deci fructele și legumele. În fiecare zi copilul trebuie să primească cel puțin 4 produse din aceste 7 grupe. Deci, adică produse din 4 grupe din aceste 7.
În general, nu este o restricție în ziua de astăzi, deci experții Organizației Mondiale a Sănătății nu restricționează tempoul introducerii produselor, alimentelor noi în raționul copilului, fiindcă alergii alimentare nu sunt atât de frecvente, deci mama poate să intre, nu este necesar să aștepți 2 săptămâni între produse, da, ca să le introduci. Deci, bine, nu trebuie să mit, este un mit că trebuie totuși să vedem. Asta este mit. Nu este fondat în ziua de astăzi, deci nu trebuie să așteptăm câte un produs și apoi 2 săptămâni. Da, nu, absolut nu este necesar acest lucru, dar bine, nu trebuie să introducem 7 produse în aceeași zi, că eventual poate la ceva să reacționeze copilul. Burtica nu este gata. Da. Dar 2 produse așa, ele pot fi combinate, după care eu am învățat, nu e necesar 2 săptămâni, dar a doua, a treia zi deja alte produse sau plus la acestea încă un produs nou, da. Mâine, poimâine poate fi introdus. Vedeți că cantitatea, da, acestor produse este mică. Produsele, ele sunt prelucrate termic, adică se introduc sub formă de un terci sau un pireu sau o supiță făcută, deci mărunțită. Deci, cum să zic, ele trebuie oferite copilului în forma în care el digeră ușor, da? Deci ele trebuie să fie prelucrate și termic și mecanic. Și respectiv este puțin probabil ca copilul să reacționeze când el primește un pic de pireu de legume sau un fruct, da, mărunțit. Să zicem, iată sucul de fructe, da? Iată sucul de fructe nu se permite copiilor în primul an de viață. Deci, da, am mai citit aceasta că este nu se permite, deoarece este doar practic fructoza, cea și apă. Copilul trebuie să primească pulpa de fruct care conține fibre, da, fibre vegetale. Deci e mai bine să iai fructul acela și să-l mărunțești, da, cu, știu, un blender. Da, există aceste cutiuțe din tetrapac. Ele pot fi folosite. Ele pot, cutiuțe de suc. De suc, da, unde e suc pentru copii până la, de exemplu, de la 7 luni scrie, de la 8 luni, tot nu e primit. Nu, deci fructul pe care mama îl vede, îl spală bine, îl prelucrează termic și iată acesta, ea sigur știe, chiar dacă pe cutiuță e scris că e cu pulpă, nu știu ce. Da, totuși, până la urmă, ele sunt produse, deci, industrial. Adică mai bine este așa. Dar, deci... La diversificare vorbeam că în momentul în care copilul a împlinit 6 luni, de exemplu, în aprilie, și acum în mai încep fructele acestea, căldurile, trebuie să îi schimbăm și el deja este la 8-a lună, la 9-a lună. Copilul trebuie să primească tot ce trebuie să primească în funcție de vârstă. Da? Doar că trebuie să fim atenți ca mâncarea să fie bine spălată, produsele să fie bine spălate, termic prelucrate și oferite copilului în cantitate corespunzătoare. Deci nu sunt careva restricții că este vară diversificare sau iarnă diversificare, absolut deloc. Unele mămici se tem să dea căpșuni acum copiilor, că sunt, poate să dea alergii. Să fim atenți la reacția. Să fim atenți la copii. Cantitatea pe care la cantitate. Da, fiindcă căpșunile, să zicem, deci ele cauzează nu alergii pură, dar o pseudoalergie. De ce? Fiindcă căpșuna însăși conține un produs, la fel ca și roșiile, produs care este de fapt histamina aceea, care atunci când se produce organismul nostru reacția alergică, că la un produs alergic, ea se elimină din celulele imune și cauzează aceste înroșiri locale a pielii și pruritul acesta, da, te scarpini foarte tare, adică urticărie acută, da, sau alte manifestări alergice. Păi iată că căpșuna produse conține deja această substanță și dacă este consumată exagerat, evident că această substanță chimică cauzează aceste erupții pe piele generalizate. Dar noutatea bună este că această substanță repejor este degradată de niște sisteme enzimatice în organismul nostru și această reacție dispare fără urmă. Deci putem să spunem că totuși vrem să dăm copilul. Au trecut aceste 3-4 zile și alergia sau pruritul a trecut și iarăși revenim la căpșuni? Putem să încercăm. Da, și a doua oară poate să nu fie. Poate să nu fie, dar înțelegeți, eu și zic, ideea este că nu trebuie să exagerăm, fiindcă văd în vedere că copilul trebuie să primească 4 grupe de produse alimentare, din cele 7 obligatorii, păi este o diversitate de produse, el doar nu trebuie să mănânce doar căpșuni toată ziua.
Adică trebuie, părinții trebuie foarte bine să se gândească, să-și facă un plan, da? Pe frigider, să-și pună notițe, să-și scrie ce grupe alimentare, pe fiecare zi să-și facă un meniu, să fie trei mâncări de bază, două gustări între ele. Deci, adică, dacă nu cunosc toate detaliile, să se informeze din surse veridice, de la lucrătorul medical, da? Sau să citească o carte despre, fiindcă bloguri și mai departe pe internet, ele pot conține informații care greșite. Nu sunt greșite, da, care nu sunt promovate de organismele internaționale și atunci obține toată informația necesară. Îmi pare rău că timpul se scurge foarte repede, a fost atât de discuția noastră, dar vreau totuși să zic că mai am încă două lucruri pe care vreau neapărat să le menționez. Unele mămici spun că tot ce este în grădină la bunici, tot copilul meu trebuie să încearcă, pentru că este curat, inofensiv, fără pesticide, nitrați și aici iarăși nu trebuie să fie frică dacă respectăm aceste informații și dacă exact. Respectăm acest plan pe care ne-l pregătim și ne informăm foarte bine, da? Corect. Dar de la piață avem grijă de unde cumpărăm. De la piață, da, avem grijă de unde cumpărăm, da. Am înțeles. Cel mai important este ca mămicile și tăticii să fie informați și să citească și să nu se lase pe hai că trecem de vârsta aceasta. Este foarte important până la 3 ani, până la 5 ani, probabil, ca să atragem atenție la alimentația copiilor. Din păcate, la noi copiii sunt cam prost alimentați și asta probabil pediatrii o văd, nu? Nu, cum să vă zic, da, sunt careva momente, poate, da, dar eu probabil trebuie de pus accent pe comunicarea cu părinții, pe campaniile de comunicare cu părinții, fiindcă un părinte informat este un părinte înarmat. Da, și pentru că astăzi este marcată Ziua Mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor și vreau să vă zic că la noi în Republica Moldova, din păcate, copiii sunt exploatați și fac munci grele, dăunătoare sănătății. Aș vrea ca atunci când, mai ales că au ieșit în vacanță și îi vedem foarte des pe câmp împreună cu părinții expuși la soare sau în situații când muncesc 12 ore cot la cot cu părinții, aș fi vrut să adresez un apel către acei oameni care văd acest lucru, să apeleze linia fierbinte a avocatului copilului 08-3-0-4-1-6 sau să sune la poliție 902, pentru că nu este bine ca un copil să fie supus unor munci complicate, grele sau dăunătoare sănătății copilului. Cred că sunteți dumneavoastră cu mine de acord. Sigur, aceasta poate fi o formă de violență, de abuz, aș spune eu, asupra copilului și trebuie atenționat fie ofițerul de poliție, fie lucrător medical care poate face o sesizare, da, la ofițer de poliție sau să mai examineze copilul, poate mai sunt și alte probleme de care îl suferă în această familie. Sigur că aceste momente trebuie să fie atenționate și dacă nu de părinți sunt atenționate, atunci de comunitate. Și vreau să mai spun aici despre cei copii ținuți în brațe pe intersecțiile noastre din Chișinău care cerșesc mămicile. La fel trebuie de alertat poliția că nu este bine un copil mic să fie ținut ore în șir în această arșiță. Și mai vreau să menționez la finalul emisiunii, pentru că nu mai avem timp, să mulțumesc Centrul de Sănătate Publică din municipiul Chișinău, care după emisiunea organizată aici în studioul Accent TV, unde am atenționat părinții vis-a-vis de situația precară și condițiile inumane în care sunt ținuți copiii din instituția preșcolară numărul 23 din sectorul centru. Centrul de Sănătate Publică mi-a transmis o scrisoare la solicitarea mea, o publică aici făcută, și în care se spune că a fost emisă hotărârea medicului șef sanitar de stat al municipiului Chișinău, numărul 73 din 7 iunie 2017, cu privire la suspendarea activității instituției nominale din 12 iulie 2017. Deci peste o lună, exact peste o lună, grădiniza 23 își va suspenda activitatea. Aici vreau să atenționez Direcția Învățământ, Educație și Sport a municipiului Chișinău. În săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare, cu siguranță voi veni cu echipa de filmare să văd unde vor fi redirecționați acești 57 de copii care erau pe liste în această grădiniță, pentru că marea problemă va fi unde își vor duce acești părinți copii după ce grădinița 23 va fi închisă. Mulțumesc încă o dată doamnei Luminița Suveică pentru faptul că nu a rămas indiferentă situația din această grădiniță. Doamna Cârstea, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în acest studio și pentru discuția în această seară. Sunt sigură că a fost utilă pentru mămici și vă mai așteptăm cu alte ocazii și cu alte teme interesante. Mulțumesc numai. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției din această seară. Eu vă zic la revedere!